Bună seara! Se zice la un moment dat că dacă n-aș juca în București, înseamnă că nu ai împlinit tot show-ul. Așa că suntem în București, unde se împlinește show-ul. Se zice că de aici se dă ora exactă. Practic, spectacolele, cam de la sala Palatului, se dă ora exactă. Bă, ce-a mai rămas din sala Palatului, ora exactă. Adică... Asta e bine, dacă sunteți hotărâți să râdem, începem cu lucrurile triste, știi? Adică să ne terminăm la început și după aceea să trebuie. Nu e niciun lucru trist în spectacol. Singurul lucru trist este cei care n-au reușit să ajungă. Da, părerea mea este, mie îmi pare rău pentru ei, cei care ați venit, aveți ce vedea în seara asta, o să avem ce să ne înjurăm la sfârșit, adică o să fie o chestie extraordinară. Nu am cum să ocolesc niște realități, că suntem în criză, că criza continuă, că suntem într-o criză atât de mare încât până și prostituatele au început să facă sex fără să ceară bani, doar ca să nu-și iasă din mână. Îți dai seama? Da, suntem într-o perioadă chiar grea, o perioadă încoată. E criză și se întâmplă multe. O să ajungă cercetătorii să cercească cu împrumut. O să vedeți, adică... Dă-mi și mie, că luna viitoare vin din Italia și îmi ți dau înapoi o parte. Mă rog, oricum, părerea mea este că cel mai culmea divorțului în perioada de criză este m-a părăsit nevasta pentru unul care pierde mai mult. Da? Se întâmplă. Asta e. Suntem oricum într-o societate care e foarte interesantă. De-aia m-am și gândit. Dom'le, ce ar fi să spun? Pozitoare cu trotil, să numim, adică noi românii suntem, ne place să sărim de fund în sus. Orice s-ar întâmpla, spui, ce faci mă? De ce mă întrebi? Adică, stai puțin, răspunde, îmi lasă. Cum te mai simți? Are rău, sau de ce? Ce vrei să... Mă rămânesc asta dacă îi spui lui bunicul. Și cum te simți bunicule? Vrei averea, vrei averea! În ziua de astăzi, cam totul este dependent de bani. Totul dependent de bani. Încă o dată, supozitorile o să le găsiți pe parcursul spectacolului. M-am gândit la multe. Mații cu fumuri, soțiar de fund în sus, torpile, mă rog. Dar am zis, n-are niciun rost. Hai să pun supozitoare cu trotil, că știți ce se întâmplă până la urmă? Haideți să înțelegeți. Că toată lumea mă întreabă, dar cum găsești titlurile astea? Dar cum ați venit altfel? Cum pute? Mă rog, titlul nu e o păcăleală, dar omul este atras de titlu. Asta este ideea. Vezi ce bine te simți când nu e nimeni lângă tine? Avem te întind. Să nu spui că numele de familie e Căpușă, că nu cred chestia asta, adică... După cum te-ai întind, să vede așa, că da, Vreau să stabilim un lucru pentru toți care suntem în sală. Pentru femei este ok să stea cu mâinile așa, pentru bărbați nu. Adică, căutați să nu filmați în această seară, pentru că dacă filmați și se întâmplă, sunt băieți care o să vă găsească, vă strică seara, strică și seara rândului, pentru că până ajungi la omul ăla trebuie să treci peste tot rândul. Știți de ce? Pentru că tot ce filmați apare pe YouTube și asta mă tranjează. E YouTube, MeTube. Asta înțeleg, știi? Dar de ce să apară pe tubul altuia și nu pe tubul meu? Mă rog, asta e. Totul în ziua de astăzi, din observațiile mele, legat de bani. Totul legat de bani. Nu se întâmplă absolut nimic dacă nu este banul la mijloc. Banul e foarte interesant. Știi că te face așa să te detașezi de cel de lângă tine, te detașezi chiar de tine însuți. Nu mai ești, cum spune cineva, băi, nu mai ești om. Banul te aruncă în altă parte. Sunt, până la urmă, două categorii pe care banii reușesc să le împartă. Că săraci și bogați. Acum, întrebarea mea este, dacă ai bani, deci ești bogat, să zicem, da? E diferită moartea? Că nu știu, adică mă gândesc. Pentru săraci știu, vine moartea slabă, amărâtă, de mijloc, gluga ruptă, peticită toată, coasa ruginită, am venit să te iau, până îi spune, până se pregătește. Dar adevărul că săracul primi ideea, gata, plecăm, știi, că el n-are ce să ia. La bogați bănuiesc că este altfel, adică vine cu totul altfel, oasele peptănate, aranjate, spreiată, zice, hai să mergem, are coasă de firmă, alte treabă, știi? Hai să mergem, stai că am de luat, stai puțin și lasă, adună și la sfârșit zice, mergi mai tu, stai niștit, aia n-au pus în cap, hai. Banii sunt foarte interesanti, știi? Eu am impresia că banii au rude în aviație. Banii de urcă, banii de coboară. Asta e situația. Cu banii poți să-ți faci prieteni, cu banii poți să-ți faci și dușmani. Dar să știi că banul este și mediator. Da? Pentru bani te căsătorești, pentru bani divorțezi. Adică,
Acum ce se întâmplă? Cred eu că banii se împart în două categorii. Bani amărâți și bani ajunși. Banii amărâți sunt banii de metal. Banii de metal și banii ajunși sunt banii de hârtie. Banii de metal sunt, sunt mulți. Sunt, cum să spun eu, mulți și gălăgioși, ca o etnie. Nu poți să-i ține decât magnetul la un loc, știi, atât. Altceva nu se poate. Banii de hârtie iau ăștia bogații. Știi ce e interesant? Cei săraci au mai mulți bani de metal și cei bogați au mai mulți bani de hârtie. Măi, de ce să zici atunci bogatului că e o persoană cu greutate? Mă rog, că de fapt ăsta săracul e atârnătorul. Dar mă rog, asta e. Deci, până la urmă, banul este ceva care te calmează. Cred că te calmează. Părerea mea este că te calmează. Mi-aduc aminte ce spunea mama când eram mic. Dragă mami, dacă te enervezi, numără până la 10. Și, într-adevăr, număram până la 10 și îmi treceau nervii. Imaginează-ți cum e să numeri până la 10 milioane. Îți dai seama, îți trec complet toți nervii. Adică chiar te liniștești, mă gândesc. Asta nu înseamnă că totul este dependent numai de bani. Nu, mai sunt o mulțime de lucruri. Știi, mie îmi place să, în spectacol, chiar să dau și sfaturi la oameni. Nu vorbim numai despre bani și nimic altceva. Nu. Uite, de exemplu, știți cum să fac popcorn? Cum să face popcorn, știți? De ce? De ce pocnește? Pentru că înăuntru, în fiecare boabă de grâu, există o picătură de apă, care în timp ce se încălzește, iese abur și a făcut... Da. V-ați stropit? Nu. Sau întrebări pe care le pun ăștia. Spune și mie, de ce? Uite, mă trânesc degetele. Uite că ce sunt astea? Ce sunt astea? Astea sunt amprente. Amprentele sunt exact cum sunt pe cauciucurile de la roți, sunt canelurile acelea. Și ca să prinde aderență la asfalt. Asta este ideea. De asta și mâna e așa, are amprente ca să poți să ai aderență. Uite, puneți, merge acasă, puneți scoci. Dacă aveți aici, spuneți-vă aici, ca să aveți ceva ce bun la sfârșitul spectacolului, puneți scoci așa și încearcă să apuci ceva, să vezi dacă nu scade din mână. Ar putea să nu scade. Și nu știu eu ce forță ai să rupi. De asemenea, vreau să vă spun, un ou spart la un capăt este un ou bătut în cap. Așa e, asta este părerea mea. Deci vreau să vă spun niște lucruri așa, după care trecem la lucruri serioase, dar am zis, mai întâi vreau să vă... Cei care aveți computere și deschideți fereastră după fereastră, fereastră după fereastră, stați liniștiți, nu o să vă reușiți, nu o să reușiți să vă aresiți încăperea, oricât de fereastră ați deschide. Dacă cineva te face să rămâi cu gura căscată, înseamnă că a mai apărut încă o ieșire în încăperea respectivă. Mă rog, și sunt multe. Mi-a spus cineva că asta e o chestie dură. Și că nu o spune. O spun pentru că este interesantă. Dom'le, hai să vă spun o chestie foarte clară. Pentru unii, viața e ca toaleta. Numai când se înfundă, își bagă capul nea să o repare. Știi? Adică, altfel... Sau corupția. Corupția e ca o prostituată. Toată lumea care se culcă cu ea nu recunoaște. Da, mă rog, pentru cei care obișnuiți să beți, dacă beți mult și beți și beți și beți și beți și celălalt zice cineva, mă, nu mai bea, mă, îți bei creierii, măi, nenorocitule, măi. De ce zice cineva care spune treaba asta? Cine poate să spune nenorocitului decât cea care e lângă tine, că altceva nu știe ce calități ai și atunci ți-a găsit o calitate, știi? Nenorocitule, asta este. Vrei să faci poză picioare sau poză pe burtă, ca să știu cum? Aveți să filmezi? Nu, no, asta e niciodată. Nu, să stau brațele așa și după aceea când îl iei de gât e nasul. Nu o să-i placă. Mă țin mai încoate, ce faci? Am mă peste. Că tocmai spusesem până să veniți voi, că zic că n-ai rost să filmați, că stați și enjoy, așa să spune și hai să gustăm spectacolul. Vezi ce prostie o să spun, nici nu aveți curaj să le puneți pe nimic, asta este ideea. Și mai sunt, o să mai spun așa. De exemplu, știați că creierul uman funcționează pe bază de electricitate? Știi cât are nevoie să funcționeze? 10 W. Incredibil, 10 W. Adică ce vrei să spui? Că te poți curenta? Sigur, dar dacă aplauzi, o să vedeți că se face arc electric. Oh, s-a luminat sala! Și sunt multe despre care putem vorbi. Ceea ce, de fapt, vreau eu să vorbesc, încă o dată, să știți că n-ați venit pentru dumneavoastră, ați venit pentru mine. Eu vreau să vă spun niște lucruri care pe mine mă frământă și vreau să vi le spun dumneavoastră să mă lămuriți.
Sunt multe lucruri care mă frământă. De exemplu, mă frământă cum ajung un bărbat și o femeie să stea unul lângă altul. Cum să găsesc? Cum să găsesc? Adică, care este ideea? Cum de tu, care ești liber, ești fericit, mergi peste tot, la un moment dat vine una în fața ta pe care o vezi inițial, știi? Și știi despre ce este vorba și zici, o, asta îmi place, face ea ceva, nu există. Eu ce vreau să vă spun în seara asta, o să vorbesc de fapt în numele bărbaților. Adică, în numele meu, eu bărbat, nu pot să vorbesc în numele femeilor. Dar eu cred că noi bărbații avem niște probleme, probleme de educație la un moment dat. Știi? Pentru că te căsătorești cu o femeie și ai senzația că, este simplu, eu am ales-o, eu am găsit-o, na! Lucrurile sunt atât de complexe, de nu poți să crezi și bați capul, cum de nu înțeleg, cum de nu miese, cum de... Pentru că nu mergi la origine. E adevărat că despre noi bărbații se spune că suntem bolovani. Asta e. Ne-am născut brusc. Noi băieții ne naștem, așa ne naștem noi băieți. Fetele se nasc diferit. A ieșit șampania! E posibil să spui că nu-i șampanie. Nu-i șampanie? Stai câțiva ani cu ea să vezi cum ce spume faci. Da? Nu-i șampanie. Nu-i șampanie? Atunci de ce te ia de cap fiecare discuție cu ea, a? Este inegală de la un distart, este inegală comparația bărbat-femeie. Distart este inegală. Fetița, în momentul în care s-a născut, mama ei se ocupă de ea. Mama ei este corp comun cu fetița. Măi, oameni, măi, aici eu vorbesc o chestie extrem de interesantă, pentru că mama este corp comun cu fetița. Tata n-are, băi, în primul rând că el nu naște tata. Deci cine? Mama cu băiatul e așa, știe, un fel de echipă, când se văd, așa. Mama încearcă să te învețe, dar pe fetiță de la început, când îi face codițe, când îi pune rochițe, de la început îi spune, dragă mame, ai grijă, uite, așa, faci codițe, uite cum lucrează, așa, e mică, vezi? Dragă mame, ai grijă, să faci mama codiță, spune-i fustiță, să ai grijă, să tot timpul fustița scurtă, ca așa poți să adragi, că într-o zi în viața ta o să întâlnești pe cineva care e un fraier, n-are nicio treabă, ascultă-mă pe mine. Tu trebuie să știi foarte multe, draga mame, învață să faci sfoara, spagatul, acum, după aceea să nu rămâi uimită că o să te crăcănesc, crăcănească de acum ca să știi, ca să ai experiență. Așa, draga mame, așa se face, te rog, iubim, draga. Și această educație pe care mama i-o dă fetei să produce mereu, în ani. Draga mame, ai nici nu să-ți vezi, să-mi vezi, ia uite câte volum de cunoștințe, ia uite ce aici. Trecem la noi băieții, care ne naștem cu o genă absolut aiurea. Războinic. Agadam, agadam! Ha-ha! Ura! Ura! Măi, asta e toată copilăria noastră și adolescența, poți să crezi? Nimeni nu stă cu gura pe noi, dar deloc! Te aștepți că tata o să spună ceva, ce să spună? Că ăla-i plecat, n-ar treabă, tata noi. Îi zice mama, zi ceva, învață copilul. Vrei să-i bag veninul de acum în el? Lasă că o să-și otrăvească viața după. Înainte se pare că bărbații erau mult mai războinici. Ați văzut 300? Filmul 300, l-ați văzut? L-ați văzut, majoritatea, nu, e vorba de spartani, erau 300 de spartani, i-au întâmpinat pe perși la Termopile, într-o o strâmtoare, așa era, o trecătoare, ca să zic așa, și au stat 48 de ore, 300 de spartani au stat 48 de ore și au ținut piept la 500 de mii de perși, de persani, cum, ce ceva, aveau și covoare persani, deci normal că poți să spui și persani. Pe vremea lui Xerxes era, a fost împăratul, da. Acum, haideți ca să înțelegem, habar n-aveți, pentru că nu este, asta este ce spune filmul, dar adevărul este că pe vremea erau bătăuși, erau răi. Nu exista, trebuia să-i ții, stai măi, unde te duci, să mă lupt. Inițial au fost 900. 900 au fost inițiași. L-a întrebat pe Leonida. Leonida era regele spartanilor și l-a întrebat. Leonida!
Luptăm, 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 dar mai întâi vreau să știu Spartans! I want to know how many! Adică când luăm prânzul. Spartan, vreau să știu cât sunt în față. Și a zis o scoadă de acolo care sunt 500.000. 500.000! Wow! Suntem prea mulți. Erau 900, dai seama. 600 pleacă acasă. Așa au rămas 300. Așa au rămas 300. Care aia 300 i-a spus uneori, dar mamă ce măcel iese. Ăștia erau bărbații pe vremuri. Deci erau războinici pentru că stăteau acasă. Și făceau acasă. Ce făceau acasă? Să uitau, femeia dădea de mâncare la copii. El se plictisea. Ce să fac cu sabia asta, o am degeaba. Să tăia pe el, știi, adică nu. Măi, noi a rămas instinctul ăsta, știi, adică noi ca și copii. Dar dacă nimeni nu ne învață nimic, 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 crești, 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 a? Și atunci atât. Și atunci ai prima întâlnire cu tata. Ai făcut mare? E momentul să afli secrete. Oh. Poți să notezi? Ce întrebare? Îți dai seama, dacă, deci tu erai mic, da? Și creierul tău a rămas la fel, numai că ai crescut în înălțime. Deci pur și simplu, asta e tot ce s-a întâmplat. Altceva nu s-a întâmplat, dacă nimeni nu te-a băgat mic în cap. Notezi, ce să notezi, măi? Atenție! Să nu fii fraier! Atât. Acum spune și mie cum te compari. Cinstit! Cum poți tu să te compari cu... A? Cu? Să nu fii fraier! Atât de multe informații? Ce-ți mai dăm, frate, tata, sfatul, știi când? Când i-a dat o discuție cu mama, se ceartă cu mama și atunci ești tu de față, zice... Băi! Într-o zi, o să ajungi tu în situația asta. Și atunci îți dai seama că tata, înțeleptul, ți-a dat coperțile atât. Paginile s-au împrăștiat. Asta e? Ai vrut să faci coifuri, s-au dus. Mergem mai departe. Deci asta e prima chestie. Bun, și ajungi cu ea. Ajungi cu ea la tan, 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 tan. Asta e o ironie, melodia asta, dar mă rog, asta e, știi? Adică tu ești îmbrăcat într-un costum așa, arăți bine, se vede fața, se vede tot. Ea? De atunci nu se vede. E voaluri toate. Sărută mireasa, mi se pare o tâmpenie. Adică ce să sărut mireasa? Mai întâi trebuie să o depănușez. Cum să o sărut? Trebuie să o răsfăiesc. Dar intră, să-ți intre în cap, că așa o să faci toată viața. Orice să faci, să vezi să răsfăiești ca să ajungi până la creierul ei, că e complicat, ce? Ești acolo, măi, nevinovat, ești nevinovat, cu ea lângă tine. Ce ai nevinovat? Că nu o vezi, îți dai seama, n-ai. Și nu te gândești că, de fapt, în spatele tău sunt informațiile de care o să ai nevoie. Informațiile de care o să ai nevoie pe parcursul perioadei cât o să stai cu... depănușata. Ai înțeles? Ce informație ai nevoie? Ai nevoie să te uiți în spatele tău, să o vezi pe mama ei. Mama ei, care este o femeie foarte activă, care se uită peste tot. Are o privire multidirecțională. Nu poți să crezi. Un auz. E ceva așa. Ea scanează, nu are nicio treabă. Știi cum e? Pericol. Mă rog, și mama ei este mama ta până te căsătorești. Mama ta, ce face mama ta? Cum se simte mama ta? Hai să o invităm pe mama ta la picnic. După ce te căsătorești, formula e mult mai simplă, mult mai intimă, știi? Adică ești mult mai legat așa de mama. Zici, te-a sunat măta! Cum să mai simte măta? Sper că tot rău. Că dacă iese din spital, la noi vine.
Știu că e urât, dar asta e. Adică noi bărbații avem senzația că trebuie să stăm singurei, numai noi cu fata. Mai avem iarăși de luat o informație de la cine? De la tatăl ei. Că lângă mama ei, în spatele tău, este tatăl ei. Tatăl ei care este un bărbat care nu-l mai recunoști. Cine e ăla, mă? Tata, nu mai vorbi. Cum să fie taică-tu, mă? Că taică-tu era bătrân, era grăbovit, era plin de riduri, era... Și în spate e un bărbat calm, așa, liniștit, cu mâna la spate. Tu-l mai ții minte că ne-ai cerut mâna ei? Cerut mâna, da. Și era un om adus în spate. Cu două tocători, una stânga, una dreaptă. Și era tot așa și tu ai spus, să rămân mâna, am venit să vă cer mâna fetei. Iau! Iau! Când ți-a zis, iau, te gândeai, are pampersul pe el, asta este invitație scremută, îmi dai seama. Dar mă rog, ai zis că e regulă, ce spun? Acum îl vezi senin, fără cearcăni, fără nimic, fără riduri, să uite așa, în sus. Dacă ai intrat în capul lui, și ce-ar fi? Eu am dat-o, fraier la lat. Și într-o lună eu dau și pe măsa. După ce s-a terminat toată treaba asta, începe viața de familie. Frumos. Cu niște probleme, adică totuși femeia e mai delicată, e mai ginga și e mai asta, mai aia și femeia are o problemă pe care o înțelegi destul de târziu. Și anume, femeie nu-i place serviciu. Deloc, dar deloc, vai de mine, da. Și asta puteți vedeți fiecare dreasă în parte, de ce nu-i place serviciu. În primul rând că femeia se trezește cu 2 ore înainte să plece la serviciu. Ca să facă ce? Să smulgă! Prin cenele cu penseta. De ce? De nervi, că nu-i place unde merge. Și te enervează, ție îți cade părul și ea și smulge. Hai mai, lasă. Iubirea mea, fă o pernă din sprincenii. Eu dai lui măta să doarmă pe o sprinceană, te rog eu. Și cred chestia asta, că știi ce se întâmplă? În momentul în care ea merge la serviciu ce o așteaptă? O așteaptă niște colege, dar nu prietene, înțelegi? Și nu se-i convină. Ce înseamnă o colegă? O colegă poate să fie o viber, o viesbe. Ce mai faci? Ai copii? Și tu te gândești așa, ca femeie liniștită, mă, în casă, de ce trebuie să-i spun eu ei ce mai fac? Dacă am copii, dacă n-am copii, ești căsătorită? Puteți să vorbim mai târziu? Nu, vorbim acum, deci nu știu acum, care-i treaba? Știi, și te urmărești așa, să-i spui, să-i spui. Până când vine vorba de pisică. Am o pisică. Vrei să vorbim despre pisică? Nu e interesant. Asta e momentul în care ai o șefă, știi? Dacă ai un bărbat, șef, și ăla e periculos. Că ăla e cu ochii pe tine și cu mână. Și normal că vii acasă nervoasă, e firesc, normal, vii acasă nervoasă. Femeia, mă rog, e nervoasă. Acum, stai să ne înțelegem. Capacitatea de nervi a femeii, ce poate să declanșeze în ea? Este femeia slabă? Este femeia slabă? Nu! E greșit spus, sexul slab. Nu! Uite-te în piață, îți vezi o femeie cu sacul de cartofi într-o mână, sacul de varză într-o mână, pare, nu știu nimic, 3 copii după ea, la gât poșeta cu celularele, 4 celulare, călămide, ești că poartă gheu în poșetă, nu? O plouă, o linge, să te ajut, n-am nevoie, ajut-te singur. În spatele ei cine e? Cine e? Bărbatul ei? Cu? O sacoșă de plastic? Vrei morcov, 2 mere. Ți-e milă mai mult de el decât de ea, știi, că ea... Ea-i stăpână pe picioare, ea merge într-un sens. El se bâlbuie. Nu a ajuns, mă, spatele. Hai, lax. Noi avem senzația bărbații că ne cocoșează toate problemele, toate sunt pe spatele nostru, toate sunt pe spatele nostru. Ele sunt sexul slab, nu, ele sunt sexul frumos. Sexul slab, noi suntem bărbați. Ai văzut poate vreun bărbat care s-a lovit la deget cu face? Vai de mine, suntem... Aleu... Aleu! Oh, ce doare, Doamne, ce mă doare! Fai de mine, mi-am morțit mâna!
Mi-am morțit jumătate de corp, de femeie. Femeie, mor! Femeie, mor! Încetează, mă! Eu am născut! Prin deget? De ce mai cred că femeia vine nervoasă de la serviciu? Pentru că se ia de tine. Se ia pur și simplu de tine. Ai înțeles? Se ia de tine, care tu ești cu minte. Ești acasă, te uiți la televizor, că vii cu două ore mai devreme, v-am spus, suntem sexul slab. Adică nu rezistăm atâtea ore la serviciu, că n-are ce să facă cu noi șef. Du-te acasă, măi, amărâtule. Să trece. Ai o bere de la mine, de la mine. Frăția berii, asta este, între noi e spumă, nu e. Ea vine și o auzi, trântește ușa, aruncă cheile, s-aud tocurile. N-ai tu treabă, că n-am. Și a venit și vine în partea asta, așa, se uită la tine, pune mână în șoldă. Mândrețe de femeie, ia uite ce aici. Nu zice, bună ziua, ce faci, iubitule, să te pupi, nu să te ocolească, că așa ar fi frumos, știi? Nu, nu, să pleca, da, să mă aducați de treabă, fiecare cu treaba lui. Na! Parcă ia comoară pe cal. Dar cine știe, neam, ei o fi făcut, a avut calul între picioare. Cine știe ce-a fost acolo în capul lor? Se uită la tine așa, care ești amărât, stai pe canapea să te odihnești după 4 ore de muncă. Ai dat cu aspiratorul? Trebuia? Am dat anul trecut. Mă, nenorocitule, ce-am vorbit noi de dimineață, a? A spus că o să dai cu aspiratorul. Spune și mie, ai scos rufele din mașina de spălat? Tu acolo le ții? Și-a început cearta, gata, a început cearta. Adică cearta a început pentru ea, că n-ai nicio treabă, nu? A, deci care v-a zis că nu ai scos rufele din mașina de spălat. Tu te mă trebuie să dai cu aspiratorul. Tu te o să trebuie să scos rufele din mașina de spălat. Tu te o să le fac pe toate. Răniștește-te, femeie, dacă știi că tot tu le faci. De ce te enervezi? Da, noi suntem bolovani, asta e. Noi suntem... ne mișcăm altfel, avem, gândim altfel. Ce faci, mă? Parcă nu ne pasă nimic, știi, noi ne conservăm energia, nu? Unde mergi, mă? Habar n-am. Și ea este restul. Haide, să facem, nu lăsa așa cuvertura, pune-l pe cuvertura, haide, ouleu, fețele de pernă și nu le dăm opu, ouleu, cât praf în casă, vai cât praf în casă. Sper că nu o să ștergi praful. Pentru noi, bărbații, tot ce se întâmplă în casă, praf, pământ, face parte din mediul înconjurător. Pentru noi, când faci femeia curat, e o traumă. Este în alt loc. E totul gol. Aveam o gumă în consolă. Ai luat un aspirator, aspiratorul mamei de viață. Adică te enervează. Mă rog, și ea începe să se certe, că dacă tu nu ai dat cu aspiratorul, n-ai scos rufele de mașină de spălat, începe să spună. Inițial nu știi ce spune, știi? Pentru că nervoasă femeia vorbește continuu. Habar n-ai cu cine vorbește. Și la un moment dat se aude la final. Nesimțitule. A, deci cu mine. Hai, suntem calmi. Aici suntem calmi, o ascultăm. Aici e treaba ei. Și adică să vorbească. Și spune. Femeia are vocabular. Noi avem puține cuvinte. Na, are vocabular, că merge, răsfăiește, tomuri întrește, duce. Dacă nu reușești cu treaba asta... Ți-am dat cei mai frumoși ani din viața mea, măi! Nemernicule! Și acum ce, să-i dau înapoi cu dobândă? Femeia are fel de lucruri, l-am dat să oprești. Nu mai am aer,
Nu, și aici te prinde, că noi suntem sensibili. Ia, 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 ia de aici. Ia de aici. Ia, 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 ia și bea. Și atunci cade în genunchi. Mă jur pe cea mai scump că o să plătești. Băi, și plătești serios, adică ține minte ce spune. Ține minte ce spune, ai grijă. Nu te lua pe ea în gură, că nu ai vocabularul ei și n-ai cum. E adevărat că la cât vorbește ea... Și noi când ne enervăm, avem și noi replica noastră. E! Taci! Am înnebunit-o, îți dai seama. Ea... Tolomacul ăsta nici măcar nu știe să vorbească, mă. A, mai avem una. Dacă îți dau una, îți adun măsele de pe jos. Știm să ne certăm, ce mai? Asta e, bărbații sunt, știm. Avem spirit, știm să ne certăm. Cel mai bine decât să te ceri cu ea, știi ce să faci? Decât să te ceri cu ea, mai bine iei paiul și înveți să bei cu paiul orice fel de băutură pe care o ai în casă. Vin, vișinată, bere, apă plată, ceai, suc, totul cu paiul. Până când buzele, în timp, iau forma paiului. Și atunci nu o să mai ai probleme să te ceri cu ea, nu o să mai ai probleme. Degeaba o să spui, da, te dau cap de pereți, dar muci pe toți pereți, chiar așa-ți bani joc de mine, băi! Calc în picioare, băi! Ia vezi cum o spui, gura format par. Paie. Și ce zici ea? Malintă. Important este că ea știe momentul ăla că ți-e frică de ea. Asta știe ea. Asta e mesajul pe care tu îl transmiți, că ți-e frică de ea. Bun. Cum trecem peste probleme? Asta e un mare lucru. În primul rând încercăm să le facem pe plac. Adică încercăm să facem femeilor de lângă noi pe plac. Mama ei, pe care noi o dorim cât mai departe, știi? Adică să nu... Crezi că eu stăm cu familia mea, dacă am nevoie, am o grijă de familia mea, las, mă, tata, tu stai acolo la ei, că nu... Ai impresia că ei îi iese mama vreodată din cap? Nu! Doar te ghidează și așteaptă momentul potrivit. Care e ăla? Foarte bine pus la punct, foarte bine ticlit. Fii atent ce simplu. Deci tu ești singur numai cu el, la un moment dat ea rămâne însărcinată și naște. Și când naște, tu ești fericit. Băi, a născut nevastă, mea, băi! Spui la prieteni, te bucuri, băi, e o nebunie, ce mă? Și vine copilul acasă. Mă rog, nouă, bărbaților nu ne place, știi, când... De-aia cel mai bine nu te duc când naște, știi, că nu... Măi, nu ești de specialitate, sunt doctori care se ocupă cu treaba asta și... Dacă chiar nu înțelegi, uite să vezi că doctorul în momentul care naște nevasta are o chestie ca să nu-l cunoască, pentru că e nervoasă, a văzut ce strigă în momentul ăla și ce spune? Deci eu să lasă-mă așa, dar dacă ăla e de specialitate, lasă-l pe el, că a făcut școală pentru treaba asta, știi, nu... Te duci tu să te bagi, suflă... Mamă, dacă ar apuca vreun obiect, știi cum ar fi în capul tău obiectul ăla, așa că stai acasă. Nu, bărbatul nu ne place, știi că nu ne place când iese copilul așa și e mic, să ne spună... Oh, ce bine seamănă cu dumneavoastră! Aleu! Șobolanul ăsta? Adică nu e... El e mic, are degețelile mici, tot e... Ochii închiși, curg, cum să-ți placă să semeni cu așa ceva? De-aia nu te du acolo, nu te du acolo, lasă! Trimite flori prin altcineva, la vedeți de treabă, să nu... Acasă e altceva, când ești acasă, știi, toată casa se umple, e copilajul, ai, și femeia, și băi, cât poate să o ducă, băi, capul, nu poți să crezi, măi, fii atent aici, te lasă pe tine să te trezești din două în două ore, să-i dai lui ăla micul biberon. Dar de ce? Să nu mă trezești, iubire. Că dacă mă trezești, mi s-a crește laptele. Și fraierul o ia. Că nu-ți convine să-i dea la micul lapte acru, că ți-aduce aminte de măsa care a sub lămâie la viața ei. De unde crezi că o cheamă so acră, a? Și
ai de mine, biberon cu lămâie, îți dai seama cât a stup femeia aia? Și atunci nu trezești, asta e, te ocupi tu de el. Îi dai și biberonul ăsta, la un moment dat, după ce îl ai învățat să-i dai să mănânce, da? Vine momentul, prima dată e băița, știi, care te face să, măi, femeile fac în așa fel încât noi să ne simțim mici, 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 nu, nu, să ne simțim neputincioși, hai să-l speli tu. Ce ți-e frică că el se rupe, știi, adică, mamă, le în brate și să, cum să-l țin, țină-l, și-l ții așa și ești crispat. Dacă intră cu capul în apă, atâta apă e, dar și tu te speli, dacă intră, să neacă, nu, să neacă, măi, fraiere, dinăuntru vine cu apă, îți dai seama, așa e și ăsta în apă, e învățat copilul. El respira în apă. Unde-s bronhile? Nu le mai căuta, mai frână. Aoleu. Și îl ții și îl stergi. După aceea îl stergi, ține-l tu. Deja ești transpirat. Doamne, a spălat copilul. Fai de mine. Fai prin ce treci, prin ce emoții. Îți dai seama? La un moment dat zice ea, uite măi, a făcut căcuțul. Parcă a descoperit în grădină o avere, știi? Și... hai, vino să vezi. Da, a făcut căcuțul, ia uite, micuțul a făcut căcuțul. Și ea zice, o, iubirea lui mamă, iubire. Vrei tu să-l schimbi? Vrei tu să-l schimbi? Și dacă vezi că ea se mișcă așa de... hai să-mi pe mine. O, a făcut... Aleu! Doamne, de unde îi dai să mănânce din ghenă? Și ea zice, nu pot să-l schimb? N-am cum. N-am cum. Nici eu nu pot să-l schimb. Știi ce m-am gândit? Hai să o chemăm pe mama să ne ajute. A? De la ce a plecat? De la căcuțul. Hai, lasă-mă, măi. Mai bine rezistai, mai pungi din așa, că sunt, na, nimic. Dar a venit. A venit de casă. Și ea se ocupă tot cei trei geaburi, ca să nu, asta e, știi, adică să ajunge acasă noaptea, târziu. N-are rău să o vezi, că tot pe asta o văd, dar fitura asta, n-are rău. Și într-o zi, într-o duminică, în momentul în care merge așa de la sfragerie către baie, ușa intră deschisă la sfragerie și e bunica cu ăla micu și vorbește cu el. Și te oprește în ușă să asculti, știi? Că îți place ce zice. Of, comoara lui bunica, comoara. Doamne, ce frumos ai crescut! Mă uit la tine, ai totul numai de la maică ta. Ce mă bucur că n-ai luat nimic de la fraierul ăla. Dar las că mă duc eu să fac acum ceva pentru tine, decât las că dacă pentru el n-a reușit să fac nimic, știi? Adică asta e. Mă rog, cunosc pe cineva, de exemplu, un prieten care a zis, băi, trebuia să mă descurc într-un fel și știi ce am făcut? M-am gândit să-mi deschid o afacere, am găsit pe internet niște informații, puteam să-mi deschid o fermă de melci sau o fermă de vipere. Am ales fermă de vipere. Pentru că mililitru de venin e foarte bine plătit, undeva la vreo 1600 de euro, ceva cam așa, poate chiar mai mult. Și a luat omul și a deschis o fermă de vipere și a zis, domnule, știi, prima dată pe care am făcut-o, am vândut tot, la bloc, tot, absolut, și am îngrădit tot locul ăla care l-am cumpărat și am pus așa, chiar la poartă, am pus mare, ferma de vipere! Aha, și de-aia te mir că nu ți-au vorbit nevasta și soacra 3 luni, eh? El era înăuntru, știi? Ce-o fi scăzut femeile? Îți bate joc de noi. Nu, chiar am fermă de vipere. Mă rog, și-am făcut fermă de vipere. Și eu că sunt multe întrebări, ca să înțelege. De exemplu, vipera mănâncă brânză? Doar dacă a mâncat șoarecele înainte. Aha. Vezi șoarecele că e în gura viperei și deodată a dispărut. Unde e șoarecele? Că era în gura viperei. S-a supărat la celălalt capăt, ca să înțelege. Cu ce mână să prinde vipera? Cu mâna altuia. Deci sunt câteva reguli pe care trebuie să le știi. Normal că soacra s-a vrut neapărat să dea de mâncare la vipere. Mamă, nu dea de mâncare, lasă viperele mari. Nu, trebuie să dau de mâncare la vipere. Nu, n-ar vreo. S-a dus femeia, s-a dus. Eu i-am zis să nu dea de mâncare la vipere. Și-a mușcat-o o vipere. Alo! A murit în chinuri vipera. Mi-a zis omul, ce stau în casă și nu știu ce se întâmplă cu mine. Mă duc la doctor și spune doctorul, matale, o boală. Ce boală? Reptilită. Cum așa? Stau cu veninoșenia în casă. Normal. Soacră sa are limbă în furculiță, ca șarpele, nu poți să crezi. Când se linge femeia aia pe buze, zici că apor niște rgătoarele. Măi, e nenorocire.
Când o vezi pe femeia, te gândești, dacă asta sărută cu limba, zici că ai în gură numai franjuri. Poți să crezi? O jumătate de limbă în cerul gurii, una e sub limbă. Băi, dar chiar în halul ăsta? Când îi vezi limba, zici că a inventat sărutul la prosap. Poți să crezi? Mă rog, și femeia, soacră s-a foarte interesat așa ca să dezvolte rasa asta de vipere și le-a corcit până când a obținut o viperă cu uger. Incredibil. Deci nu mai pui capul muște, dar ca să scoți veninul. Nu! Mulci venin! Ai văzut vreodată venin cu caimac? Asta e o formă, știi, ca să-ți liniștești nevasta. Pe de altă parte, poți să-ți liniștești nevasta și dacă îi faci cadouri. Cadourile, părerea mea, este că sunt cele mai plăcute treburi pe care poți să le faci. Faci cadouri. Prin cadou, demonstrezi femeii tale că ții la ea. Acum, e o problemă. Să zice, nu, chiar nu cred chestia asta. Cadou te reprezintă. Ce e făcut, mă, cadou? Un pachet de slăbit. Cratiță, mă? Adică sunt bună numai la cratiță, mă? Să slăbesc și cratiță, nu? Asta îți place ție. Uită-te în ochii mei, mă. Uită-te în ochii mei, mă, când îți spun, mă. Când o să încăpem amândoi în cratița asta, atunci o să mai pup tu sex cu mine. Fii atent aici. Până atunci să fierbi flocul de norocitre. Atenție mai la cadouri. Mă rog, poți să chiar să nu fii chiar așa de atent la cadouri, pentru că totuși cadourile încep cu Moș Nicolae. De atunci încep cadourile, oficial. Moș Nicolae. Moș Nicolae, după aia vine Moș Crăciun. Dacă observați, doi moși, nu e nicio babă între ei. Adică oricum mai pune, nu o să vezi baba Niculina. Nu există. Deci, Moș Nicolae, Moș Crăciun și la distanță foarte scurtă intră 9 ani și ea zice, eu cu ce mă înnoiesc? Nu, intru 9 ani, cu ce mă înnoiesc și trebuie să-i... A intrat în ianuarie, n-a intrat bine în ianuarie, vezi că vine Sfântul Valentin la noi în casă. Ea te-a anunțat. După Sfântul Valentin, băi, dar grăbit, așa, Dragobete. Măi, Dragobete, mă lași și tu ce mai cauți? Vine și el. După aia vine 1 martie, care este ziua bărbatului, așa spun femeile. Vezi un bolduț aici, știi? O amărăciune de... Bol de ruginită. Mărtișorul ăsta nu înseamnă cu ăla de acum 3 ani, care l-am primit eu de la tine, ha? Nu contează, înseamnă că te iubește, știi? După aceea, s-apropie 8 martie. Fiecare zi a anului, dacă stai bine și te gândești, este ziua femeii. Pentru că nu vrei să o superi în 365 de zile niciodată. Dar ea vrea să aibă o zi recunoscută internațional. 8 martie! Ziua femeii! Le-a văzut cum pleacă femeia de o parte la serviciu? Toate s-a aranjate, toate zichisite, adică se vede pe stradă. Te umilesc! Șef să fii! Nu le-ai dat drumul mai devreme? Șeful, azi e 8 martie, știu eu, plecați acasă, haide fetele, hai! De 8 martie ce știm noi bărbații? Că trebuie să le facem un cadou. Cel mai deștept cadou le dai bani. Și nu mai există discuții. Ce e asta? Nu! Dă-le bani! Atenție! Dai banii dimineață, înainte să plece și îi spui. Sunt pentru 8 martie. Că dacă îi dai fără să spui, vine după amiază. Cadoul meu de 8 martie. Ce pot să facă femeile cu banii, nu pot să crezi. În primul rând că ele merg la cumpărături împreună. Pleacă de la serviciu și merg la cumpărături împreună. Așa spun ele. Merg cu fetele la cumpărături. Cu fetele, dai seama. Adică, ce înseamnă fată? Ceva tânăr. Adică are, nu destul că are vigoare. Ai văzut vreodată un bărbat care a mers cu nevasta la cumpărături? A doua zi cum arată? Ce-ai făcut, mai căra mobilă? Am nevoie de o săptămână de concediu, ce vorbești? Femeia are o chestie așa, se oprește, vai! Uite o pereche de cercei, măi!
Doamne, Swarovski? Unde-i? Unde-i Swarovski? E șeful magazinului? Nu, mă, aoleu, nimic nu știu, Doamne. Uite, vezi ce ar merge cu o combinație de o bluză, ceva cu o poșetă și... Doamne, mă, tu vezi în 3D? Dar ele împreună, ele femeile, se simt extraordinar de bine, ele merg să vorbesc între ei. Haide, hai să vedem și lumea, Angelo, haide, Fedor, haide, uite, o pudrieră, îmi place pudrieră, asta e foarte scumpă, dar nu mi-a durut foarte tare, mi-a luat de 8 martie asta, mi-a luat și mie. O pereche de sandale, Doamne, sandăluțe, ce frumoase sunt, ce părere aveți, Fedor? Da, ce frumoase, face mâncă, frumoase, frumoase, ce frumoase, și mai vine și altă femeie care acolo, de departamentul care vinde, Doamne, ce frumoase sandăluțe, că parcă nu le-a văzut, știi? Îți vine să le cumperi de două ori, bă, dacă... Bine că nu ești acolo, că altfel mai scoate bani, să mai vrea și alte sandăluțe. Nu ești acolo. De-aia spun, lasă-le singuri. Ele își fac toate cumpărăturile, după care vine femeia ta acasă. Femeia ta vine acasă. Fericită toate. Și tu ești și tu fericită. O Marte, să-i faci o surpriză. O surpriză. Mergem la un restaurant, m-aș și gândit deja, măi. Și-a vine... Nu mai e nervoasă, știi că se întrătează. Nu, 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 gata, e altfel. Cadouri, cum se... Cadourile care îi plac ei. Lasă-mă, că sunt ocupată. Și se schimbă în fața ta cu lenjerie intimă, măi, atunci rupe eticheta. Deci e ceva nou în fața ta. Și tu zici... Chiar așa departe nu m-am gândit. După care se îmbracă. Ce faci? Vrei să o luăm de la zero? Cum? Nu, plec cu fetele la restaurant. Ai, las! Și de ce ți-ai luat lejerie intimă? Vă dezbrăcați în veciu să vă arătați la una la alta, cum arată fiecare, ha? Iau titangoasele la toaletă, cum să dezbrăcați. Auzi, dar ce te interesează? Vedeți, merg la restaurant, un restaurant, restaurant de 300 de locuri. Restaurant de 300 de locuri. 300 de locuri. Știi cât e în cap acolo? 560 de femei. Să mă iertați. Eu niciodată n-am crezut în vorba asta că femeia poate să stea capră. Dar cum încap 560, a? Capră peste capră, altfel n-au cum să încape. N-au cum. O fi expresia urâtă, dar cum intră în restaurant 600 de femei, a? Într-un restaurant. Dar ce faci la restaurant? Cu ceva la restaurant? Merg și eu cu prietenele mele să ne simțim bine și după aceea urmează program artistic. Cântă Salam, că e numele care vă place, a? Nu, vin stripperi. Din cunoștințele tale, stripper e unul care vine dezbrăcat. Știi, aproape dezbrăcat, în pielea goală, și care dansează în fața ei. Și normal, vrei să-i impresionezi. N-ai nevoie de restaurant și te urci pe pat. Ta-na-na-na-na-na-na-na-na. Și începi să te dezbraci. Și am cântată. Lasă-mă că mă deprim. Vrei să-mi strigi seara chiar așa? Lasă-mă! Ce-a avut, mă? Ce nu i-a plăcut? Ce ea pleacă acolo în restaurant? Descrierea restaurantului. Deci restaurantul are 250 de locuri, sunt aproape 600 de femei. Știi ce e acolo? Femeile au o chestie când beau între ele, să-mi bată la fel. N-ai văzut chestia asta? E ca principiul vaselor comunicante. A băut în capăt acolo, se împrăște în toată asta. Și o veselie. În toată demența aia, 600 de femei care urlă și sunt dezlănțuite, băi, ție milă, apar 5 stripperi, parcă zici că sunt pinși de la spate. Hai mă, intrați. Aleam. Stai impresia că ăla-i dans. Ce dans? Că e număr în gând. Stripperii cum sunt? Au și ei o tehnică, să nu crezi că intră așa. No. Stripperii intră rași, epilați și unși cu ulei. De ce crezi? Că dacă te-a prins, te-a apucat, te-a băgat între ele, s-a terminat. E măcel, deci mă, ți face cu tine, îți dai seama? Dar dacă ai ulei, ai alunecat, ți-ai scăpat. Continui dansul, îți dai seama? Stripperii au curaj pentru că sunt cu bancomatul la ei, zi, și atunci e normal că
Și de-aia s-a și rad, ca să intre în bancomat toți banii, că dacă există două, trei fire în plus, scoate afară câteva sute și nu-ți convine, știi? Am trei prieteni buni și le-am spus, băi băieți, părerea mea este că dacă ne radem, femeile ne plac mai tare. Crezi tu chestia asta? Da. Sunt convins. A plecat ca o bezbetică de acasă. Ce vorbești? Ca să vadă pe ăla rasul care... Că eu nu înțeleg chestia asta. Adică de ce să îl placă pe ăla rasul când eu am crezut că mă place pe mine, că am păr natural. Că sunt... eu am crezut că mă alintă când spune animalul de la păr, de la asta, știi? Îmi place să te domini, să bag mâinile așa în părul tău, cârlionț, cârlionț după degete. Mesada mea, haune, asta am crezut. Asta am crezut. Apar tu, plin de păr, te dezbraci. Ce-ai, mă? Vreau să-ți fac o surpriză, am venit cu tufișul. Care-i surpriza? Stai să vezi ce iese din tufiș. Când iese? Păi prea mult păr, că altfel vedeai, las că... Ăsta e unul din motive pentru care ăia să rad, să fac. Și atunci eu că am hotărât cu cei trei prieteni mei în baie, că am o baie mai mare, am zis așa, stăm împreună în baie, spate în spate și ne radem! Inghinal! Nu te-ai prins. Deci nu sublimbă, ca să înțelegi, că... Mai găsesc smocul sublimbă, dar asta în alte... Din curiozitate. Deci inghinal înseamnă aici între picioare. Și asta este inghinal, asta o să găsesc. Stăteam crăcănați, unul lângă altul, că... Am dat fiecare câte un bic. Și ne râdeam cu frică, știi? Adică ți-era, dar zic, viața mea nu mă arasă, știi? Și se aude, mă, ți-o frică? Ăla din dreapta mea, ce am tăiat-o, n-ai cum să o tai! Bricii pe raft! Bicul nu taie, crânță-ne, hai, hai! Și ne radem și cred că a durat rasul vreo 10 minute, cam așa a durat rasul. După care a stat vreo 12 minute, mă, dar n-a spus nimeni nimic. Ce crezi că făceam? Ne pipăiam. Wow! Ce piele fină! Eu aveam catifeaua între picioare și nu știam? Ai, lasă-mă! Cât am pierdut atâția ani, îți dai seama? Și aia pipăitorii și ei, știi, a fost, să spun, a fost o seară extraordinar de plăcută, mi-aduc aminte, seara aia, extraordinar de frumoasă. M-a spălat pe dinți, când m-am dus la culcare, măi, făceam așa cu picioarele și clopoțelul, uite așa, măi, era, îți spun, extraordinar! Ce sentiment extraordinar! Și când am dormit, vreau să spun, când dormeam, își pasau, ziceau că joacă tenis picioarele cu clopoțelul. Vum, 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 vum. În viața mea nu mi s-a întâmplat să am vise aici. Serios, adică nu... În zona asta, adică nu... De la picioare. După trei zile însă situația s-a schimbat, adică... Deci a venit noaptea, o noapte groaznică, eu n-am știut că poate să fie o noapte groaznică pentru mine. M-am spălat pe dinți, stăteam, știi, așa, vesel, așa, seara asta, clopoțelul, ia, 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 și-a făcut primul pas. Vai de mine! Cred că începuse râca între ele, înțelegi? Curiozitatea din dreapta scosese capul și se freca de curiozitatea din stânga. A? Am întrebat nevasta, femeie, ai pus șmirgher în detergent? Aleau, am sunat prietenii, cum e mă la voi, bășici? Hai, lasă-mă, da. Într-o săptămână, așa cumpăram pâine, așa mergeam să cumpăr pâine, poți să crezi? Știi ce spuneau toți din bloc? Uite-mi fumurată, uite-mi de-n fată, da? Merg pe cai mari, calul sub mine, stai liniștit, da? Acum, femeile ne mai creează niște surprize, chiar din primul moment în care
în care vrei să te căsătorești cu ea. Și prima surpriză este faptul că femeile sunt slabe. Femeile sunt slabe. Mă rog. Parcă prea slabe, adică știu că, știi... Înțeleg manechinele, știi, care sunt... Adică pe manechine nu le înțeleg complet, adică manechinul are... Manechinele astea au mers, foarte ciudat, știi... merg pe podiumul ăla, așa, știi, limba aia de lemn. Cam slabe, este adevărul, slabe, știi, și... Ai văzut ce serioase sunt? De ce crezi? De ce crezi? De foame! Dacă eu am fost la o prezentare de azi de mult, mă zic, am luat un sandwich, zic, ia-o, ca să ajungi până la capăt, hai, ia... Ia o gură, caz, ascultă ce spun eu, ia o gură, băi, slabe, serios, slabe, rău, Doamne, Doamne, ce slabe sunt. Și mersul ăla care te derutează, că eram toți cu scaune în partea asta, știi, scaune în partea aia. Măi, și aia a făcut așa, ne-am mutat toți cu scaune, mă crezi? Dar după aia am mutat și pe ăsta de aici, măi, uite, așa ai mutat pe toți cu scaune și a fost o harababură de scaune acolo. Și că-i mers sexy, să fie la el acasă mersul ăsta sexy. Mă rog, și a mers așa cu mersul ăsta, știi, până la urmă, și când a ajuns chiar aici, la buze, chiar la buze, aici s-a terminat, aici s-a terminat. Și eram aici în față, mă uitam, că eram curios, îți dai seama, mă, era prima prezentare de modă pe care o vedeam. Ea îmbrăcat într-un rochie din asta lungă, eu n-aș știu care e o șniț din ăsta pronunțat, chiar nu știam, că e parte peste parte, n-aș știu, știi că e parte peste parte. Și aici s-a întors, eu n-aș știu că trebuie să întoarcă. Putea să mă anunțe, vezi că se întoarce, nu m-a anunțat. Băi, s-a întors. M-a luat pe nepregătite, chiar nu mă așteptam la chestia asta, dați seama. Băi, a ieșit ciolanul, vai de mine! Mi-am adus aminte că l-am dezgropat pe bunicul, așa era ciolanul bunicul, poți să crezi? Doamne ferește, prezentare de modă sau prezentat sicrie, măi, știi cum a speriat? Dați-o azi acasă. Hai de mine, băi, slabă era, Doamne, era așa de slabă când închideau un ochi, jurai că-i ac. Avea mață la mine, venea să-l bag în ochi, fete de astea. Doamne, cum o să fie așa de slabă? Și cum pot bărbații să placă așa ceva? Un bărbat adevărat, păi așa de o slăbătură, îi place chiar așa? Hai, lasă-mă. Așa de slabă? Păi numai, mă, dacă-ți plac oasele, ia un sac, pune oasele, eu dorm cu oasele lângă tine, care-i treaba? Da, dar astea slabe sunt bune la pat. Ia auzi, băi, pentru ce? La ramă sau la ce? Dacă nu ține piciorul, pui osul ei sau care-i treaba, chiar să mă enervezi. Sunt bune la pat, aici ca poate sunt doi bărbați, suntem cum avem, ne place să sărim, să facem, hă? Sar pe oase din astea, vezi cum se întâmplă. Să vezi ce nasol este, se lovește mai multe locuri deodată, să vezi. Aleu, crezi că mai arde de sex când după ce te-ai lovit, ce vorbești, mai? Slabe, prea slabe, chiar. Te duci la sală și ai o vânătaie pe spate și te întreabă tot, a dormit masa pe tine? Nu, iubita, cu cotul, toată noaptea. Și o iei, mă rog, o iei că-ți place, că are mijlocel? Are mijlocel, mă, și când are mijlocel, parcă ți-e drag așa, știi, are mijlocelul ăla așa, știi? Ce frumoasă e, ne-ți-e drag, hai, lasă că are mijlocel. Și până la urmă, nouă, bărbaților, ne plac, hai să vorbim acum, domnule, despre trecut, că nu totul s-a petrecut acum 30 de ani, 20 de ani, no! Michelangelo! Leonardo da Vinci! Ai văzut ce femeie era, așa, pernuța, era salteluța, era lângă tine, ne compuneai mâna pe ea, carne! Pui mâna, piele, osul, băleu! Că se mișcă, face, și de la ce? De la venă! Crede-mă! Că venea într-o parte și tu nu-ți dai seama, când alunecă mâna, ce? Și aici e mușchiulețul, ce mușchiuleț? Aia e vena! Că mușchiul nu face... N-are cum! Mă rog, și-o iei pe aia, știi, așa, și zici, știi că după ce ne căsătorim, o să pună căniță pe ea, că nu o las eu chiar așa, îți dai seama. Te căsătorești, ești în casă la tine? să înțelegi cum zic. Deci, proprietatea, casa, are mai multe feluri de posesie. Deci, până să te căsătorești, este casa ta. După ce te-ai căsătorit, este casa noastră. După ce a venit măsa, e casa lor. Ai impresia că pentru noi bărbații foamea e ca la femei, iar poți să sară foamea. N-au nicio treabă. Foamea? Să vină, să uită foamea la ele. Haide.
ce în cură de slăbire dispare. Haide, 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 haide. Ia un biscuit, un pișcot. Atât. Și-a păcălit foamea. Noi nu putem cu biscuite. Ce vorbești, băi? Foamea își bate joc de noi. Băi, de mine, intră stomac, te ia de cap, te enervează. Păi când vii acasă și te vede nevasta nervos, mănâncă ceva mai întâi. După ce ai mâncat, după aia spune. E gol cardul. Nu, dar tu ți-a dus aminte că ai fost cu ea la Crăciun. Și hai să recunoaștem un lucru. La Crăciun să fac cele mai bune sarmale din tot anul. Nu există sarmale mai bune decât sarmalele de Crăciun. Măi, să fac într-un fel, le scoate așa din oală și le pune pe platou. Știi cum stau sarmalele? Zici că sunt pe canapea, așa. Și să simte sarmaua că vrea să fie mâncată. Ia-mă în gură, haide. Mușcă-mă. Rupe varza de pe mine. Asta vrea sarmaua. Să uită la tine, că ochii tăi sunt pofticioși. Ochii ei ștergi. Ia ce mănâncă? Măr? Salată? Apă plată. Își dau cârnații coate. A venit apa plată, fii atent aici. Cred că o să gust puțin din sarmaluța aceea. Și vezi sarmaua cum se mișcă către tine, măi. Deci, ca să știi, pe aia ai luat-o, de fapt, de nevastă. Deci, asta este. Ea nu o să bea. O să beau, că tăticul mi-a zis că nu e bine ca noi femeile să bem și mămica mi-a zis că băuturile foarte tari sunt extraordinar, cu multe calorii. Asta la tine acasă, dar nu... Hai, ia, măcar gustă. Hai, te rog eu, gustă. Dacă mă iubești, guști. Mare greșeală! Dacă mă iubești, este o expresie pe care noi, bărbații, o folosim în momente dramatice. Dacă mă iubești, guști. Nu învăța așa pe femeie. Dacă mă iubești, guști. Dacă mă iubești, face aia. Dacă mă... Nu! Aia o folosești într-un moment greu. Când ai... Dacă mă iubești, iartă-mă. Aia e altceva. Nu, dacă mă iubești, gust, haide, mine, irosești dacă mă iubești. Uite așa, irosește și uite. Femeia trebuie să știe de la început în casă ce are de făcut. Femeie, du gunoiul, ai o chestie, știi, și știi că o face de la început, din prima zi. Așa și asta, nu dacă mă iubești. Da, mă rog, dacă așa ai pornit pe chestia asta, mergem pe varianta asta. Dacă mă iubești, gust. Și ar vrea să te supere, vrea să arate că te iubește. Auzi? Dacă guști, te înveți. Tăria se dă pe gât. Înțelegi? Hai că-mi pun și eu și... Hai, acum. O, treci. Hai și tu. Și ea, săraca, dacă te iubește, nu? Înghite! Înghite că-ți cad toate stelele din cerul gurii. Haide, înghite! Înghite și înghite. Și stă cu ochii închiși. Stă cu ochii închiși. Și tu te gândești, aleu, alcoolul a intrat, i-a creat vid, i-a tras ochi. Aleu, nu mai văd ochii iubitei mele! Nu mai văd ochii iubitei mele! Și la un moment dat, ea deschide ochii. Laser! Ia-ți caută privirea ta! Aleu, asta-mi taie mobila. Hai de mine. Și la un moment dat îți dimerește ochii. Mă vorbește! Ea se uită în ochii tăi și zice, ce mâncăm? Și-a dat drumul, gata, mănâncă. Și mănânci cu ea la masă, nu ai nicio problemă. După ce te lasă, mănânci, ai plecat de la masă, mergi la baie, te aranjezi, te speli, ai venit, ea în continuare mănâncă, după aceea te duci, mai citești ceva, te pregătești de culcare, când vii, ea în continuare mănâncă, după aceea te duci și zici,
eu merg la culcare și te duci, te faci un duș, te aranjezi, te îmbraci în pijama, când vii, în continuare mănâncă, după aceea dormi, te mai trezești noaptea pentru diferite necesități. Când te trezești, ea mănâncă în continuare. Măi, ce face asta? Spre dimineață zici mănâncă într-una pentru că nu știe alimentele astea. Dacă ea n-am în casă, dacă trebuie să învețe ce are în interiorul ei cu fiecare bucățică, ce e aia pastramă, ia s-o vădina, ia stomacul, dă ficatul, ce zicea, ce e aia, fasole, rinichii, spune, iau, te seamănă cu noi. Deci, dai seama, e un proces întreg. Dar tu pleci la serviciu, când vii de la serviciu, frigiderul zice, e jale mare. E jale mare. Nu te uita în mine, ți-e rușine deja, știi cum sunt? Am mâncat și rama, dacă poți să crezi. Garnitura aia, crezi că e maioneză, poți să crezi treaba asta. Și încep să te uiți la ea, cum începe să ia proporții, adică de la mijlocelul ăla atât, în timp, o iei în brațe, în ani, și zici, iubirea mea, inima ta e tot mai departe de inima mea. Acum nici grasă nu merge să fii, știi? Adică să fie așa grasă, să... Nu, n-ai rost. Unii spun că... Da, femeia se laudă, zice, nu mai am tăliuță, nu? Nu mai am tăliuță? Nu. Și nu mai ai ce să-mi admir, nu? Ia uite ce glezne am. Ea e sigură că oricând mănâncă glezna niciodată nu o să arate altfel, știi? Adică, fii cu ochii pe glezna mea, hai, lasă că mănâncă, lasă că... Mă, s-a zice, cum adică fata mea e grasă? E grasă, te rog, eu spune să mai slăbească. Cum adică mai e grasă? Fata mea e pufoasă, mai... Acum, m-am dus într-un punct, de fapt, am vrut să ajung în punctul ăsta și mi-am dorit să discutăm la cel ăsta special, așa, mai într-un loc mai important, pentru că aici e vorba despre ceva care ne privește pe noi bărbații foarte tare și ar trebui dumneavoastră, femeile, să înțelegeți situația asta. Mm-hmm. Vrea să sugă, dacă nu-i dați, nu o să vedeți. Hai mă, ce faci, nu sugi? Hai mă, ce faci, nu sugi? Sugi odată, haide, suge. Dacă nu vrei tu, îi dau lui Domnul. Da, este adevărat că între noi, bărbații și femeile, există niște diferențe foarte clare. E adevărat că gândim diferit, e adevărat că avem sensibilități diferite. Și este adevărat că femeia este mult mai sensibilă. Este adevărat chestia asta. Pe femeie, dacă o supere, poate să plângă. Și poate să plângă torențial. Deci nu știu dacă vă vine să credeți, dar am văzut o femeie care putea să plângă în hohote cu un singur ochi. N-ai văzut așa ceva. Și aceasta este o chestie rară. Plângea foarte, foarte tare. La un moment dat ajunsese la cota de pericol, adică era. S-a gândit familia ei să meargă cu ea la doctor, să-i facă o operație, ceva, dar pentru că a fost un an secetos, ea a salvat recolta și atunci ăștia au spus, domne, este păcat să-i facem ceva. Asta e un aspect. Mai sunt și alte aspecte. Noi bărbații, când căutăm o femeie, sunt mulți bărbați care spun, vreau să caut o femeie cu care să mă potrivesc. Sunt bărbați care o să-i auzi că spun îmi caut jumătatea. Dragile mele, nu vă căsătoriți cu așa ceva? Păi te căsătorești cu unul neterminat? Hai de lasă, chiar așa? Te căsătorești cu unul care poate să fie partener. Ăla, la bine, la rău, la necazuri, la asta, nu? Ăsta. Femeia mea este plină numai de imperfecțiuni. Păi, nu găsești nimic la ea ca lumea. Foarte bine, înseamnă că aveți ceva în comun. Ok. Dar avem un punct în care diferim. Complet. Un punct foarte important pentru noi, bărbații. Adică, sex. Mai noi când spunem sex, sex e sex. Nu e o chestie de să vorbim, să-ți arăt telele. Nori, iarba verde, vine valul, nu! Că e sentiment. Ce sentiment? La noi bărbații, sex înseamnă instinct. Așa a apărut, așa se stinge. Noi bărbații suntem niște persoane simple. Suntem niște ființe simple. Noi judecăm la două capete, pe vertical. Asta e, așa judecăm noi. Nu știi cu care cap iei deciziile la un moment dat, pentru că nu știi. Că judeci pe vertical e complicat. Femeia se judecă cu tot corpul.
când zici sex. Ești gata. Asta e sex. Asta e sex în mintea noastră. Oh, vine sex? Mă duc să fac un duș. Întârzi momentul și intră în duș. Ia habar n-are că noi rămânem afară să ne justificăm. Să dăm explicații. Șeful își bate joc de noi, nu? Nu își bate joc. Stai liniștit. Atunci de ce cântă sub duș? Nu știu. Trebuie să te antrenezi până iese ea de sub duș. Cum te antrenezi? Pui prosopul. Stai, ține prosopul, da, ține prosopul. Încă-i bine. Pui căni. Unul a pus o găleată cu apă cu tot. Poți să crezi ce a fost acolo? E complicat. E greu de înțeles. Iese ea de sub duș. Încă udă. Adică să alunece, băi, asta e chiar culmea, știi? Mă rog, să vezi că nu s-o pot s-o prindă, da? Asta e, știi? Vai! Și vine la... Sex? Sex? Da, iubitule, dar vrei să facem sex așa cum mi-ai promis? Cum ți-am promis? Mi-ai promis că facem sex așa cum îmi place mie. Sigur că da, facem cum îți place ție. Atunci fă și tu un duș. Aleau! Am făcut săptămâna trecută, nu crezi că e suficient? Și asta zice, ai văzut? E țeapă, ți-am spus eu, a? Taci din gură, că nu te spăl cu apă rece! Haide, că se vede acum! Aoleu! Și când ești aproape gata, s-aude de la ea. Spalte cu săpun! Vai de mine! Asta ce vrea? Să ne mângâiem? Ce vrea, a? Stai, că durează repede și te sper și iese. O, iubirea mea! Te-ai spălat pe dinți? Vai de mine! Ți-am spus eu că e țeapă. Nu te băga! Lasă, stai liniștit! Eu am plecat, n-ai cum să pleci, stai aici, n-ai cum! Spală-mă și pe mine, n-am cum să te spală, că tu nu muști! Lasă! Hai! Acum! Te dau cu spray, hai de mine! Să nu mai ai cu spray, că mă ustură, să nu mai ai cu spray! Nu pe tine, nu sunt sex! Ce vorbă ai, femeile astea mei? Cum adică? Sex e sex, ce e asta? Și că mișcă-te, ce-ți te miști? Știți că e mișcare la sex pentru noi bărbații? Una singură, asta e! Nu există altă mișcare! Orică e lateral, orică e sus, orică e jos, orică ești oricum, asta e mișcarea, oameni buni, nu există altă mișcare! Și că mișcă-te lateral, n-am cum că iese! Nu-mi ies! Oricât m-aș strădui, îmi iese numai trei! Trebuie să-l chem pe vecinul, treiul meu cu treiul lui, să dea 8! Vrei să vină și vecinul? Habar n-aveți când ne place nouă treaba asta! Habar n-aveți că după ce termină toată treaba asta, după ce s-a consumat dragostea, pasiunea, a ars complet, de-abia atunci se vede cât de mult ne-a plăcut. Te uiți la noi și îți dai seama că am fost în delir. Vă mulțumesc foarte mult! Să mai aplaudați, dar nu e nicio problemă, adică nu. Dacă vă rog, eu nu să punem. Este extraordinar de important să râzi. Este extraordinar de important să râzi. Cine n-a râs, nu și-a lăsat necazurile afară. Pentru că totdeauna poți să râzi. Eu râd numai de ce e deștept. Ok. Nu te uita în buletin? Că nu o să râs. Râsul e ok. În primul rând că numai omul poate să râdă. Atât. Eram la un club în Berbești.
undeva pe lângă Râmnicu Vâlcea. Și acolo, după spectacol, a venit un domn, doctor, veterinar, și a zis, eu sunt doctor veterinar, domnul, să știți că dumneavoastră a spus că numai omul poate să râdă. Eu sunt doctor veterinar și vă spun, și calul poate să râdă. Le-am zis, da, depinde unde îl mângâi. Râsul e important pentru om? Normal că e important râsul pentru om, pentru că noi n-avem nicio armă. În viața asta atât de scurtă cât e, noi n-avem nicio armă. Dar râsul e o armă. Pentru cine? Pentru noi. De ce? Pentru că râdem de probleme. Râs de necaz, treci mai ușor peste necaz. N-ai nevoie să ajungi la doctor dacă râzi? Nu, că nu te primește, zici că faci mișto de el. Râsul este singurul care îți face toate organele din interior, uite așa, le masează. Numai râsul poate să facă treaba asta. Nimeni altcineva. Ați văzut că cineva care râde cu gura mare, curg lacrimile, fă-i o poză, că râde așa și arată poza unui prieten și spune, ce face asta? Să vezi ce zice prietenul. Cască. Pentru că, într-adevăr, atunci când râzi cu lacrimi, atunci când caști, la fel, îți curg lacrimile. De ce? Pentru că se presează. Obrajii presează pe glandele lacrimogene și dacă presezi tuțul, trebuie să iasă, știi ceva. Nu se poate. E o plăcere să râzi. Noi, în general, noi oamenii avem în cap cenușă. E o cenușă în cap la noi, de-aia e omul mohorât, că nu vede clar. Cenușă. Râzi, scuturi. Cine râde cu lacrimi și-a spălat și geamurile. Asta e ideea. Râsul te detensionează, reglează tensiunea. E o chestie foarte frumoasă. Îți dai seama cât te naști, râzi și te-ai dus. În rest, altceva ce... Gata, s-a terminat. Ce vrei, să fii supărat? Îți dă-ți plăcea, nu, n-ar. Altceva e când râzi. Omul care râde are un alt tonus, așa, știi? Adică... parcă și altfel faci treburile, așa, dacă ești tot timpul amărât, așa, nu e bine. Poți să râzi, chiar poți să râzi de tine, poți să râzi, pur și simplu. Dacă... Te duci în oglindă, că n-am motiv să râd, te duci în oglindă? Ia uite, fraierul, adică să știi, ai un motiv să râzi. Crezi că cineva poate să fie mai fraier decât tine? Nu. Dacă intri într-o încăpere, și simți că în încăperea aia tu ești cel mai deștept, înseamnă că n-ai nimerit în locul unde trebuie. Pleacă din încăperea aia, nu e pentru tine, clar. Acum, sunt și persoane care nu pot să râdă. Am un prieten bun care mi-a spus, eu nu pot să râd. Degeaba spui tu să râdem, că eu nu pot să râd. Cum așa? Nu pot. Cum să pot să râd dacă dimineața mă trezesc, sună telefon. Alo? Bună dimineața, suntem de la bancă. V-am sunat să vă anunțăm cu plăcere o mărire de dobândă. Și mi-a stricat ziua, s-a terminat, ce să mai râd? Nu mai am chef să mai râd, nu mai am chef de nimic. Și înseamnă puțin, dar râsul e în tine, de ce să-l sperii? Râsul e în continuare în tine. Te trezești dimineața, stai așa pe marginea patului, pomnești genunchii și începi să râzi. De ce? Pentru că în ziua aia vrei să mergi la bancă. Te duci la baie, te aranjezi, te strâng pe față, te uiți în oglindă. Unde mergem astăzi la bancă? Te îmbraci frumos, te bărbirești, te aranjezi, te lângi, îți spui, ție cravata cea mai bună, costumul cel mai bun, pantofii cei mai făcuți și cu aia te duci la bancă, mergând și râzi pe stradă. Și intri în bancă râzând! Ascultați-mă puțin! Intri în bancă râzând! Cine? Dumneavoastră, oricine puteți să intrați în bancă râzând! Ce înseamnă asta? Vă explic imediat! Țiriac are banca lui și nu intră în bancă râzând! Și banca lui? Ne-ai văzut că până și mustața e tristă? Și dacă intră șeful în bancă râzând, crezi că mă arăt de cineva în bancă? Nu sunt așa. Le crește mustața automat. Adică asta, ideea care este, ideea că dacă tu intri în bancă râzând, când intri în bancă ăla, funcționarul începe șef să râdă. Ne-ai văzut maimuța, dacă râzi în fața ei, imediat să mă lipsește. Râsul e molisitor. Începe și ăla să râdă. Ce față aia! A? Cheamă-l pe manager! Cheamă-l pe manager! Și ăsta pleacă. Ui, mine. Șeful, vă caută un domn. Un bărbat bine, vai, o să vă placă. E îmbrăcat bine, e elegant, râde. O să vă placă șeful. Și vine managerul râzând și el. Dacă aude că tu râzi, vine și el râzând.
Tu zici, uite cum ridica fraierul. Cine ești tu, mă? Managerul. Managerul. La 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 la. Managerul. Auzi, mă cunoști? Nu, nici eu. O să am o zi azi la bancă, super, auzi? Auzi, fii atent că mă cunoști imediat. Fraiere, bagă numele meu în computer. Hai, bagă numele meu. Bagă numele. Apasă enter ca să știi cine sunt. Auzi, managerul, știi cine sunt eu? Ăla cu multe zerouri de acolo. Managerul, uite-te în ochii mei. Măi, dacă banca voastră o să pupe vreodată un leu de la mine, fii atent aici. Și-ai plecat. Și-ai plecat râzând. Dacă managerul ăla o să mai râdă vreodată în viața lui, fii atent aici. Vezi că ai motive să te amuzi? Din nimic, până la urmă, poți să râzi de nimic? Viața e mai frumoasă în momentul în care râzi. Ne naștem singuri, plecăm singuri. Niciodată nu se întâmplă să nască cineva în grup, să plece în grup. Așa ceva nu există. Așa că fă-ți eu o plăcere, nu? Fă-ți eu o plăcere și spui, băi, am râs. N-am motiv, dar râd. Pentru că zic eu că omul care râde, știi, folosește un fel de alifie. Și în momentul în care râzi, creierul e mai... alifie... Doamna a găsit calul. Doamna are energie, nu? Doamnă, dumneavoastră ați găsit o parte din calbă, nu? Nu, dar în general omul care râde se simte altfel și de parcă și viața ți se pare mai frumoasă după ce ai râs. Adevărul este că nu poți să ameniți pe cineva râzând. N-ai cum. Nu poți să spui, spar fața. Nu există așa ceva. Ceea ce eu mi-am dorit înainte să ajung aici, eu mi-am dorit să vă aud râzând. Și dumneavoastră ați făcut o chestie extraordinară. Mi-ați dat o mulțime de râs. Atât de mult că am lansat așa în buchețele și credeți-mă că toată seara m-am simțit extraordinar de... Am înflorit în râsetele dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult că dumneavoastră m-ați ajutat în seara asta să înfloresc. Mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc că puteți să râdeți. Și vă mulțumesc dacă râdeți mereu. Râdeți. Mulțumesc mult.